Salut, eu sunt Santor și m-am găsit la episodul 7 din Hearthstone. Astăzi am decis să vă arăt pachetele pentru că mi-ați cerut asta, cred că la fiecare video. Și o să vi le arăt acum pe toate, cu fiecare am jucat. De fapt, nu, cu Hunter și Rogue nu cred că am jucat încă, nu. Ok, o să vă arăt pachetele mai bune pentru că unele sunt făcute doar ca să le încerc și nu mi-au prea plăcut și nu are rost să vi le arăt atunci. Primul pachet, cu care cred că am și jucat cel mai mult, se numește Snowball, pentru că este un pachet cu care am câștigat destul de mult, nu știu, cred că am pierdut destul de puține meciuri. Îl puteți vedea aici. Am Frostball, acest Murloc, pe care ar trebui să-l schimb. Cred că am alternative mai bune acum. Novice Engineer, pentru că ai nevoie să tragi cartea și foarte bun deoarece are două mana. Dar nu o să citesc acum numele la fiecare, îi vedeți voi. Mă duc așa încet. Are niște creaturi foarte, foarte bune și echilibrate, iar spellurile de la Mage sunt nu, văd că nu le-am folosit pe toate. Flamestrike am pus doar 1. Are 7 mana, dar ați putea să puneți 2, pentru că uneori chiar mi-a trebuit 2. Și cartea asta este bună, deoarece are o singură mana sau taunt-ul, însă mai puteți voi să schimbați, deoarece aveți unele creaturi pe care le puteți înlocui foarte ușor, aveți foarte multe alternative. Sau puteți să încercați pachetul așa cum e, nu folosește cărți cumpărate sau deblocate, nu știu cum să le spun. Sunt decât cărți pe care le are mage-ul odată cu level 10, faceți mage de level 10 și puteți să faceți pachetul ăsta. Ok. Următorul pachet foarte bun este Caprist. Acest pachet este pachetul acela de control al Battleground-ului sau Battlefield-ului, nu știu cum să îl numesc mai bine. Cu pachetul ăsta o să puteți trage întotdeauna foarte multe cărți, să dominați terenul de luptă și câștigați foarte ușor, să spunem. Dar aveți grijă să nu rămâneți fără cărți în pachet, pentru că o să înceapă să vă scadă damage în fiecare tură și nu-i prea frumos. Însă ar trebui să terminați meciul până să ajungeți acolo, deoarece aveți și creaturi destul de puternice. Nu aveți ceva cu damage foarte mare, dar pentru asta aveți Mind Control, în caz că el scoate ceva foarte puternic și nu aveți cu ce să îl bateți, atunci folosiți un Mind Control și o să fie bine. Ok. Următorul pachet ar fi cel de Spell Damage, care l-am folosit în ultimul video. Un pachet care chiar îmi place, cred că îmi place mai mult acum decât Snowball-ul. Și din nou, îl puteți vedea aici. Acum cartea asta chiar merge foarte bine cu acest pachet, deoarece este o singură mana și dacă ai vreo 3 cărți cu spell damage plus 1 pe Battlefield, dă 6 damage, ceea ce este destul de mult, cam cât un Fireball. Fireball-ul ajunge la 9 damage. Deci, da, pachetul ăsta este foarte bun și chiar îmi place, e și distractiv să joci cu el. Și cam astea trei ar fi primele 3 pachete foarte bune pe care le recomand. Iar următoarele nu știu dacă am jucat prea mult cu ele. Aici am încercat un paladin. Doar dau să vă arăt pachetul. Puteți să-l încercați. Nu știu dacă am făcut video cu el. Deci puneți pauză și puteți să încercați pachetul. La fel și la ăsta de Rogue. Doar vă arăt ce e prin el. Ăsta cu Rogue chiar nu mi-a prea plăcut. N-am reușit încă să fac un pachet bun de Rogue. Hunter. La fel, nu mi-a prea plăcut nici ăsta. Dar vă arăt toate pachetele pe care le am. Iar aici, Tryharder, am încercat să am lăsat jocul să-mi genereze un pachet de War. Am ales doar niște cărți la început și după aia am dat restul să mi le genereze jocul. Ok. Bun, păi cam astea ar fi pachetele. O să vi le mai arăt când schimb ceva la ele sau când am mai multe pachete mai bune.
Și da, sper că v-a plăcut episodul. Un episod scurt, dar un episod prin care vă ajut pe voi, cei care sunteți începători, că na, și eu sunt începător, dar am reușit totuși să îmi fac 3 pachete destul de ok. Și ne vedem data viitoare. Bye bye!